noutăți din casa științei despre inducție matematică o să vorbim astăzi, iar pe mine mă interesează ca prin această lecție voi să înțelegeți două aspecte. 1. La ce anume îmi folosește inducția matematică? De ce am nevoie de inducția matematică? Și 2. Cum funcționează acest principiu al inducției matematice? Iar pentru a vedea cum funcționează, m-am pregătit un experiment unde vom folosi de principiul dominoului și vom vizualiza, practic, modul în care funcționează inducția matematică. Bun, de ce am nevoie de inducție matematică? O să pornim de la celebra sumă a lui Gauss, o sumă pe care Gauss a rezolvat-o la vârsta de 8 ani, elev fiind la o școală din localitatea în care s-a născut. Învățătorul a venit la oră, nu avea chef să predea, prin urmare s-a gândit să le dea elevilor ceva de lucru și le-a cerut să adune toate numerele de la 1 până la 100. Evident că acest învățător se gândea că până când elevii vor aduna pe 1, cu 2, cu 3, cu 4, cu 5, cu 6 și așa mai departe, ora va trece, iar el își poate vedea liniștit de cititul revistelor vremii. Culmea, după numai 5 minute, elevul Gauss, care avea 8 ani, s-a ridicat în picioare și a spus că a rezolvat problema. În prima fază, învățătorul a crezut că Gauss nu a înțeles cerința problemei și i-a cerut rezolvările. A văzut că, într-adevăr, Gauss a rezolvat această sumă, a reușit să adune cele 100 de numere într-un timp record. Ce a văzut Gauss, de fapt? Gauss a văzut un tipar, pentru că asta caută matematicienii. Tipare. Practic, cerința învățătorului era următoarea. Adunați toate numerele de la 1 până la 100. O să scriu sub forma asta. 98 plus 99 plus 100. Evident că aici unde sunt puncte, noi avem celelalte numere. Ce a observat Gauss? A observat că există o simetrie față de centru, dacă vreți. 1 plus 100 este 101, 2 plus 99 este 101, 3 plus 98 este 101, 4 plus 97, dacă vreți, este 101. Prin urmare, a luat suma a celor 100 de numere sub forma asta și a mai scris-o încă o dată, dar în sens invers. Adică a scris suma în forma asta, 100 plus 99 plus 98, plus puncte, puncte, plus 3, plus 2, plus 1. A tras linie și a adunat cele două sume. Sumă plus sumă este de două sumă. Ea este egală cu... Păi 100 plus 1 este 101, 99 plus 2 este 101, plus 101, plus puncte, puncte, 101, 101, plus 101 și plus 101. De câte ori am această sumă de 101? Păi fiind 100 de termeni, evident că obțin de 100 de ori 101. Asta înseamnă că de două ori suma este 100 ori 101. De unde suma care mă interesează pe mine va fi acest 100 ori 101 supra 2. Se simplifică 100 cu 2, obțin 50. Iar 50 ori 101 este 5050, care nu este altceva decât suma tuturor numerelor de la 1, numerelor naturale, de la 1 până la 100. Rezolvarea acestui exercițiu a fost un moment în care, momentul în care s-a schimbat viața lui Gauss. Gauss provenea dintr-o familie de oameni săraci. Tocmai de aceea a învățat la o școală fără pretenții în provincia în care s-a născut. Învățătorul s-a dus și a discutat cu un nobil german. I-a explicat de talentul lui Gauss, astfel că acest nobil german a hotărât să-i plătească școala lui Gauss, acesta plecând la un colegiu important din acea provincie a Germaniei, respectiv Colegiul Carolina. Gauss avea de altfel să devină cel mai mare matematician al Germaniei și la ora actuală și chiar putem vorbi despre faptul că Gauss este considerat
la ora actuală printre cei mai mari 10 matematicieni ai lumii. Bun. Ați înțeles cum a rezolvat Gauss această sumă? Sigur că îmi pun problema în felul următor. Cât este suma a 1000 de numere naturale? Adică îmi pun problema să rezolv această sumă. Suma egală cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 998 plus 999 plus 1000. Deci cât este suma a 1000 de numere naturale? Folosind aceeași metodă ca a lui Gauss, voi scrie suma din nou, dar în sens invers, 1000 plus 999 plus 998 plus puncte puncte plus 3 plus 2 plus 1. Se observă aceeași simetrie, da? Și voi avea de două ori suma, deci adun cele două sume, de două ori suma este egal cu 1001 plus 1001 plus puncte puncte plus 1001 plus 1001. De câte ori am 1001? Păi sunt 1000 de termeni. Prin urmare voi avea de 1000 de ori 1001. Asta înseamnă că de două ori suma este 1000, care reprezintă numărul de termeni, ori 1001, care reprezintă suma capetelor, dacă vreți, supra 2. Adică, aici suma, da? Adică se simplifică 1000 cu 2, obțin 500, prin urmare voi obține 500.000 și 500. Asta este suma celor 1000 de numere naturale. De cum observați, eu aici am găsit un tipar. Și asta îmi permite să fac următoarea prognoză sau următoarea previziune. Și anume că suma a n, a n numere naturale, deci respectând acest tipar găsit de Gauss, voi spune următorul lucru. Că suma a n numere naturale, deci suma a n numere naturale, 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus, hai să scriu și ultimii trei termeni, n minus 2, n minus 1 plus n, deci această sumă este egală cu, păi, numărul de termeni este n, da? Am n termeni, înmulțit cu, dacă mă uit la suma capetelor, n plus 1 este n plus 1. N minus 2 plus 2 înseamnă n plus 1. N minus 2 plus 3 înseamnă n plus 1. Deci n pe lângă n plus 1 supra 2. În acest moment, eu pot să spun că am găsit o regulă care îmi spune cu cât este egală, sau o relație care îmi spune cu cât este egală suma a n numere naturale. Însă să știți că apare o problemă. Pentru că asta este cel mai mare cusur al matematicienilor. Ei tot timpul se îndoiesc, ei tot timpul au dubii, tot timpul mai au o întrebare de pus. În cazul acestei relații, întrebarea este următoarea. Păi este valabilă această relație pentru orice n? Poți să spui că orice n, orice valoare i-aș da lui n aici, această relație este adevărată? Și evident că nu poți să spui cu certitudine acest lucru. N poate lua orice valoare. Iar asta, pentru că nu pot să spun cu certitudine acest lucru, asta presupune că tot timpul eu voi trebui să verific. El zice, dar pentru n egal cu 7.524.372.172 este valabilă această relație. Iar eu voi fi tot timpul obligat să verific. Prin urmare, îmi trebuie un procedeu prin care să demonstrez cu certitudine că această relație este adevărată. Iar procedeul prin care demonstrez că această relație este adevărată se numește inducție matematică. Inducția matematică a fost cunoscută încă din antichitate, era folosită de matematicienii greci. Euclid o folosește în câteva demonstrații ale teoriei numerelor. Mai târziu, pe la 1600 și ceva, Pascal, un mare matematician, filozof și fizician francez, denumește această metodă a inducției matematice ca fiind metoda regresiilor finite. Cam 100 și ceva de ani mai târziu, Augustus de Morgan
un mare matematician britanic, își dă seama că inducția matematică este până la urmă un principiu de inferență și o numește inducție matematică, stabilește algoritmii de rezolvare, algoritmii moderni de rezolvare, dacă vreți, adică algoritmii care folosim și noi astăzi, și tot legat de inducție matematică, vreau să vă mai spun, pentru cei care sunt pasionați de teoria numerelor, regăsiți acest principiu al inducției matematice în cea de-a cincea axiomă a lui Peano, Giuseppe Peano, un mare matematician italian, este cel care, alături de Augustus de Morgan, pun bazele logici și matematice și a teoriei mulțimilor. Deci a cincea teoremă a lui, a cincea axioma a lui Peano, că e vorba de axiome, deci sunt cinci axiome a lui Peano, a cincea axioma a lui Peano definește, dacă vreți, principiul inducției matematice. Înainte de a demonstra prin inducție matematică de ce această sumă are această valoare, vom face practic, cu ajutorul principiului dominoului, vom vizualiza modul în care funcționează inducția matematică. Să trecem la treabă. Bun, ce ne propunem în acest experiment? Păi îmi propun ca, folosindu-mă de principiul dominoului, voi să vizualizați și să înțelegeți principiul de funcționare al inducției matematice. Ce îmi spune practic principiul dominoului? Păi îmi spune că dacă ating o piesă, toate celelalte piese aflate în rând vor cădea. Verific principiul dominoului pentru patru elemente sau pentru patru piese. Ating prima piesă, constat că toate cele patru elemente au căzut. Verific principiul dominoului pentru un număr de 7 elemente sau 7 piese. Ating prima piesă, constat că toate cele 7 piese au căzut. Ei, acum închipuiți-vă următorul lucru. Aici avem un număr de K piese, un număr oarecare, pe care îl notez cu K. Și folosindu-mă de cele două experimente făcute anterior, fac următoarea previziune, că dacă acest lucru s-a întâmplat pentru 4 elemente, respectiv pentru 7 elemente, același lucru ar trebui să se întâmple și pentru K elemente. Dar mai închipuiți-vă ceva și aici ca să vedeți magia matematicii. Închipuiți-vă că eu nu văd aceste K elemente. Ele sunt acoperite, ele se află într-un tunel. Aceste K elemente se află într-un tunel. Dar, folosindu-mă, așa cum v-am spus, de principiul dominoului și de celelalte cele două experimente anterioare, fac următoarea previziune. Cele K elemente aflate în acest tunel vor cădea în momentul în care eu voi atinge prima piesă a dominoului. Problema este în felul următor. Eu nu văd aceste K piese. Prin urmare, cum demonstrez, cum știu cu certitudine că toate cele K piese aflate în tunel au căzut? Păi certitudinea mi-ar fi dată de această K plus 1 piesă. Această K plus 1 piesă aflată în afara tunelului. Dacă această K plus 1 piesă cade, înseamnă că toate celelalte K piese din tunel au căzut. Ăsta este și principiul inducției matematice. Presupun că pentru un număr oarecare numit K, pentru un K oarecare, relația mea sau propoziția mea este adevărată și ca să am certitudinea că această afirmație sau propoziție este adevărată, demonstrez pentru următorul termen că egalitatea are loc. Dacă reușesc să demonstrez pentru P de K plus 1 că este adevărată, înseamnă că presupunerea mea este adevărată. Prin urmare, aici eu fac presupunerea că atingând prima piesă a dominoului, toate celelalte K piese vor cădea, dar pentru că eu nu le văd, certitudinea că cele K piese au căzut îmi este dată de piesa K plus 1. În momentul în care piesa K plus 1 cade, știu cu siguranță că toate celelalte K piese au căzut. Exact pe același principiu funcționează și inducția matematică. Deci ating prima piesă a dominoului
În momentul în care piesa K plus 1 a căzut, eu știu cu certitudine că și celelalte K piese au căzut. Vreau să vă mai spun ceva legat de acest principiu al inducției matematice. Pascal, marele matematician, filozof și fizician francez, spunea totuși despre inducție matematică că este sau se poate asemăna cu un act de credință. Eu nu văd cele ca piese aflate în tunel, iar faptul că piesa K plus 1 cade mă face să cred sau îmi dă certitudinea că celelalte ca piese au căzut. Până la urmă este un principiu matematic care încă nu a dat greș. Deci nu a existat nicio contrademonstrație care să arate că acest procedeu dă rateuri. Sper că ați înțeles cum funcționează inducția matematică folosindu-ne de principiul dominoului. Acum ne vom întoarce la suma noastră și o vom demonstra cu ajutorul inducției matematice. Ne-am întors la suma noastră pe care ne propunem să o rezolvăm, să o demonstrăm cu ajutorul inducției matematice. Gândiți-vă la această sumă ca la o propoziție. Propoziție care spune că suma tuturor numerelor naturale este egală cu n pe lângă n plus 1 supra 2. Fiind vorba de o propoziție despre care încă nu știu dacă este adevărată sau falsă, o voi numi predicat. Adică o voi nota sub forma asta. Predicatul P de n este 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus n, egal cu n pe lângă n plus 1 supra 2. Deci ăsta este predicatul meu. Un predicat este o propoziție despre care nu pot să spun încă dacă este adevărată sau falsă. În urmare ne propunem să demonstrăm acest predicat, să demonstrăm că el este adevărat. Așa cum ați văzut la principiul dominoului, primul lucru pe care l-am făcut a fost să verificăm dacă acest principiu funcționează pentru un număr finit de elemente. Prin urmare, atunci când vorbim de inducție matematică, prima etapă pe care trebuie să o parcurgem este etapa verificării. Etapa verificării este o etapă în care eu verific dacă acest predicat este valabil pentru niște valori oarecare ale lui n. Hai să spunem că verificăm această propoziție pentru n egal cu 2, să spunem. Pentru n egal cu 2. Atenție însă, n, așa cum am stabilit și la sumele Gauss, n reprezintă numărul de termeni, da? Prin urmare, când spun pentru n egal cu 2, mă refer la suma primilor 2 termeni. Adică pentru n egal cu 2, eu trebuie să verific dacă 1 plus 2 este egal cu, și aici lui n îi voi da valoarea 2. 2 pe lângă 2 plus 1 supra 2. Observ imediat că 2 și cu 2 se simplifică și îmi rămâne 3 egal cu 3. O propoziție adevărată. Fac același lucru pentru încă un n. Mai luăm un n oarecare. Hai să spunem pentru n egal cu 5. Pentru n egal cu 5 avem următorul lucru. Deci, încă o dată, vă repet, n reprezintă numărul de termeni. În cazul meu, aici va fi vorba de primii 5 termeni. Deci, plus 4, plus 5. Adică trebuie să verific următoarea relație. Că 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, da? Numărul de termeni, este egal cu, aici îi dau lui n valoarea 5. 5 pe lângă 5 plus 1 supra 2. 1 plus 2 plus 3, 6, 10, 15, egal cu, aici 5 plus 1 este 6, 5 ori 6 va fi 30, pe 2, 15. Adevărat. Am trecut, dacă vreți, de etapa verificării, sau ceea ce ați văzut în demonstrația practică, verificarea principiului dominoului pentru 4 elemente, respectiv pentru 7 elemente. Acum, pe baza acestei verificări, observ că tiparul se verifică, da, expresia mea este verificată, trec la cea de-a doua etapă, etapa inducției sau etapa credinței, dacă vreți.
Etapa inducției, care presupune ce? Deci, cea de-a doua etapă, foarte importantă, este etapa inducției. În etapa inducției fac exact ce am făcut la principiul dominoului. Presupun că această propoziție este adevărată pentru un număr de K elemente. Acest K poate să ia orice valoare, inclusiv valoarea N. Prin urmare, în etapa inducției, presupun că P de K, da? Unde P de K înseamnă ce? 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus K egal cu K pe lângă K plus 1 supra 2. Deci presupun că acest predicat sau această propoziție, da, este adevărată. Presupun că P de K este adevărată. Ei, și așa cum ați văzut la principiul dominoului, eu nu văd acele ca piese. Deci, la fel se zice, eu nu știu sigur dacă această relație se verifică pentru ca elemente. Și atunci, ce voi face? Încerc să demonstrez sau caut să demonstrez că expresia mea este valabilă pentru următorul termen, adică are loc pentru P de K plus 1. Deci, presupun că P de K este adevărată și demonstrez că P de K plus 1, deci, este adevărată. Dacă reușesc să demonstrez acest lucru, la fel cum la principiul dominoului, dacă piesa K plus 1 cade, înseamnă că și celelalte K piese cad. Aici, dacă reușesc să demonstrez că relația mea are loc pentru următorul termen, înseamnă că ea are loc și pentru K termen. Haideți să vedem cine este P de K plus 1. O să șterg aici un pic. Păi P de K plus 1, haideți să-l formăm. P de K plus 1 înseamnă 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus K plus 1, da? Deci următorul termen. Și el trebuie să fie egal cu, deci în loc de K, voi scrie K plus 1. Trebuie să fie egal cu K plus 1 pe lângă. Aici, dacă îi dau lui K valoarea K plus 1, aș avea K plus 1 plus 1, adică K plus 2. K plus 2 pe 2. Prin urmare, trebuie să demonstrez că această relație are loc. Dacă ea are loc, înseamnă că și propoziția P de K este adevărată. Priviți un pic la P de K plus 1 și este o metodă tip pe care o folosiți indiferent de propoziția care vi se cere să demonstrați că este adevărată prin inducție matematică. Acest P de K plus 1, dacă vă uitați, el este format din 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus K, care nu este altceva decât propoziția mea P de K. Deci este P de K. Iar eu văd aici că 1 plus 2 plus 3 plus K este de fapt egal cu K pe lângă K plus 1 pe 2. Țineți cont că eu am presupus că această propoziție este adevărată, da? Prin urmare, în loc de 1 plus 2 plus 3 plus K, voi scrie K pe lângă K plus 1 pe 2, mi-a mai rămas acest plus K plus 1 și el trebuie să fie egal cu K plus 1 pe lângă K plus 2 supra 2. Acum, voi aduce aici la același numitor, voi considera asta un singur termen și voi amplifica cu un 2 și voi avea K pe lângă K plus 1 plus 2 pe lângă K plus 1 totul supra 2 trebuie să fie egal cu K plus 1 pe lângă K plus 2 supra 2. Aici, la numărător, am doi termeni. Ei erau comun pe K plus 1, prin urmare îl voi da factor comun. O să am K plus 1 pe lângă K plus 2, totul supra 2, egal cu K plus 1 pe lângă K plus 2 supra 2. Adevărat. Deci, în acest moment, eu am demonstrat că P de K plus 1 este adevărat. Automat, la fel ca și la principiul dominoului,
A căzut K plus 1 înseamnă că și celelalte piese au căzut. Adică, presupunerea mea făcută acolo, că dacă ating prima piesă ca toate ca piese, a fost adevărată. La fel și aici. Pentru că P de K plus 1 este adevărat, înseamnă că și presupunerea mea că P de K este adevărată, este corectă. Deci, prin faptul că P de K plus 1 este adevărată, îmi rezultă imediat că și P de K este adevărată. Însă, atenție, eu v-am spus că acest K poate să ia orice valoare, adică inclusiv valoarea N. Asta înseamnă că dacă P de K este adevărată, îmi rezultă imediat că și P de N este adevărată. Prin urmare, am demonstrat că această propoziție este o propoziție adevărată și, pe cale de consecință, suma mea, suma celor n termeni, este egală cu n pe lângă n plus 1 supra 2. Acesta este principiul inducției matematice. Este un principiu foarte frumos, care are numeroase aplicații practice. Există foarte multe exerciții și noi o să facem și mai simple și mai complicate. Există foarte multe exerciții care folosesc drept bază de demonstrație principiul inducției matematice. Încercați acasă, dacă vreți, să rezolvați următoarea problemă. Vreau să demonstrați că, deci problema sună în felul următor, ca să vedeți ce frumoasă este inducția matematică. Demonstrați că, suma tuturor, numerelor impare, atenție, suma tuturor numerelor impare, este un pătrat perfect. O provocare foarte frumoasă. Practic, cum ar arăta această sumă? Suma ar arăta 1 plus 3 plus 5, da? Suma tuturor numerelor impare. Plus puncte, puncte. Cum ar arăta un număr impar scris la modul general? Păi dacă dintr-un număr par scad 1, obțin un număr impar. Un număr par, la modul general, se scrie 2n, scad un 1 și obțin un număr impar. Da? Deci suma tuturor numerelor impare trebuie să demonstrăm că este un pătrat perfect. Păi cum arată un pătrat perfect? Este n pătrat. Încercați să demonstrați această relație cu ajutorul inducției matematice. Până data viitoare, nu uitați, fiți deștepți pe țara gelă.